La nivelul prefecturilor din țară, secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a realizat o videoconferință referitoare la modul de gestionare a situațiilor de urgență. La videoconferință au participat reprezentanți din prefectură, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgențe, reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică și conducerile spitalelor de urgență. În data de 9 mai, la prefectura județului Neamț, a avut loc o videoconferință la care a participat domnul secretar de stat Arafat și Călin Alexandru din cadrul de situații de urgență. Cu trecere a probleme, printre sau rapoartele ale făcute de departamentul situații de urgență în anul 15 și în anul 16. Se vorba despre operaționale echivalente cu COVID, care au avut loc la nivelul UPU-lor din întreaga țară și a doua care control au fost anunțate. Au fost analizate rezultatele tuturor controalelor operaționale și a inspecțiilor anunțate, făcându-se o trecere în revistă a deficiențelor constatate și a sancțiunilor aplicate. 35 inspecții în anul 2015, 2016 în primul au avut loc 10 controale operaționale și toate inspecții în anunțate la unii urgențe din județe. În urma acestor controle, actul a fost ce s-a constatat că în unele nu sunt prelucrate regulamentele de ordine interne de organizare și ale unităților de primiri urgențe. Nu sunt prelucrate în protocoale de tratament din cadrul UPU-urilor sau nu este completat suficient fișa pacientului din prespital. Cu prilejul videoconferinței au fost reamintite participanților obligațiile pe care le au în domeniul gestionării situațiilor de urgență. A atras în primul rând că personalul din ambulanță, personalul și pacienții sunt obligați să poarte centuri de urgență și s-a insistat că în urma unui incident, a un accident în care a fost implicat o ambulanță din județ, care s-a soldat cu rănire unei doamne asistente din stanță, o fractură. Pentru care, în căutată apel către tot personalul în urgență și în ambulanță, amenda poate să meargă până la 2000 șeful echipajului, în cazul în care se constată că sau pacienții nu sunt asigurați pentrurile de siguranță de mașină. Secretarul de stat Raed Arafat a ținut să atragă atenția privind importanța acestui serviciu medical în salvarea de vieți omenești și a cerut conducerilor unităților spitalice să trateze cu toată responsabilitatea problemele apărute în cadrul fiecărui compartiment de situații de urgență sau la nivelul unităților de primiri urgențe din spitalele județene.